Bună ziua și bine v-am regăsit în această etalare. Vom vedea ce au cărțile să vă transmită în legătură cu persoana la care vă gândiți. Aceasta va fi mai degrabă o etalare bazată pe ce se întâmplă în viața persoanei, nu neapărat pe ce se întâmplă în relație. Bun, și atunci vom începe cu energia persoanei de interes. Energia persoanei de interes. Ok, tot asta ne-a încă o carte. Ok, asta a avut, asta va fi. Ei bine, aparent aici am avut de-a face cu o persoană destul de încăpățânată. Vreau să încep cu patru de pentagrame pentru că l-am văzut înainte de a ieși. Văd că a insistat, deși am amestecat la cameră și tocmai de asta amestec la cameră. Și vreau să vă zic că aveți de-a face cu o persoană destul de încăpățânată. Energia de pământ și de apă este destul de puternică, în special cea a scorpionului și la pământ fecioară și rac, dar mai am energie și de scorpion și pești, pentru energie de pământ fecioară. Așa, nu știu de ce le-am încurcat atât de mult. Ok, văd că și energia de apă își face simțită prezența. Bun, ce aș vrea să vă zic eu în legătură cu această persoană? Este destul de încăpățânată. Este o persoană care destul de greu reușește să se orienteze într-o direcție anume, dar și în momentul în care alege acea direcție este de neoprit. Problema este că voi ați așteptat o vreme destul de lungă, aș putea zice, un semn din partea acestei persoane și această persoană nici măcar nu s-a stresat prea tare. E ca și cum mai am timp, trebuie să mă gândesc, să văd, n-am chef să aleg acum, poate mâine mai vedem. Și tot felul de gânduri din astea care făceau această persoană mai mult să procrastineze în loc să facă o alegere, în loc să vină sau să vă lase de tot. Ideea este că aici nu mi se pare neapărat că voi ați fi împreună, ci mai degrabă ați simțit ceva de genul această persoană ar fi avut de luat o decizie cu caracter definitiv, ori să rămâneți împreună, ori să vă despărțiți. Persoana asta nu prea s-a sinchisit să ia o decizie în ritmul vostru, pentru că voi sunteți persoane mai rapide decât această persoană și persoana în care senzația că voi așteptați și că voi o să stați toată viața. Dacă persoana asta are nevoie de 50 de ani ca să se hotărască și voi o să așteptați 50 de ani, că doar ce treabă aveți. Ideea este că nu este neapărat o energie ok vis-a-vis de voi, pentru că înțeleg că este o persoană care vrea să-și ia timpul necesar și vrea să fie sigură de ceea ce face. Dar deja vă cam ia de, nu știu cum să zic, desigur că voi sunteți acolo indiferent de ce se întâmplă. Plouă, tună, nu vă bagă în seamă, se duce cu altă persoană, dispare de pe fața pământului pentru o săptămână. Nu contează, voi oricum primiți această persoană și are siguranța de a lua acel timp anume pentru că știe că voi în cele din urmă veți accepta această persoană din nou. Chestia este că văd că energia persoanei se schimbă. Pentru mulți dintre voi deja tranziția aceasta de la 4 de pentagrame la Python deja a avut loc. Ei bine, cred că această persoană, nu pentru toată lumea, cred că este o persoană foarte stabilă financiar, ci cred că este o persoană care a fost axată să devină stabilă financiar, dar cumva persoana asta spera să facă bogății din nimic. Și pot să zic că văd un progres în ceea ce privește starea sa financiară, văd o îmbunătățire, văd că a reușit să își îndeplinească niște obiective pe care le-a avut, dar dacă ar fi să comparăm ideile sale pe care le-a avut înainte și ceea ce a realizat până acum, nu e nici măcar 2%. Ideea este că văd că această persoană a înțeles că nu poate să facă totul de una singură și că are nevoie de sprijin emoțional, moral, mental. Și oricât de tare s-ar încăpățâna să creadă, nu, că evitează, că face, că drege, că rezolvă, că nu știu ce, nu poate să alerge o viață întreagă după bani și după când privește înapoi, stai așa, uite câți ani au trecut și eu i-am pierdut degeaba. Nici n-am fost cu cineva, nici nu m-am bucurat de viață, nici nu m-am bucurat de cât am câștigat și așa mai departe. Deci, practic, genul acela de realizare are persoana voastră în acest moment. Să vedem ce se întâmplă în viața amoroasă acestei persoane în acest moment.
Eremitul. Îmi pare să fie... Am încă o dată Cartea Fecioarei. Așa. Îmi pare să fie totuși destul de pustiu în viața amoroasă a acestei persoane. Nu înseamnă că nu frecventează pe nimeni, dar frecventează strict în satisfacerea anumitor nevoi carnale, în sensul ăsta. Dar nu neapărat ca și relație stabilă. Nu mi se pare că această persoană ar fi investită emoțional într-o relație aici. Dacă există o relație publică sau căsnicie, este strict de formă, nu neapărat că este implicată această persoană într-adevăr emoțional în aceasta, doar că o ajută foarte mult să aibă acea parte intimă mult mai ușor decât dacă s-ar duce și ar cunoaște numai străini și până începe să se atașeze de persoane și tot acum, așa măcar cu persoana cu care e deja s-a săturat de ea, nu mai există riscul de a se reatașa și atunci pur și simplu lasă lucrurile așa sau cel puțin le-a lăsat. Vreau să vă zic încă o chestie. Aici această persoană, și dacă este căsătorită, nu văd să aibă de-a face numai cu persoana cu care este căsătorită sau într-o relație. Aici este o persoană care mai scapă din când în când și se duce în stânga, în dreapta când are ocazia, când, mai ales când este abordată. Nu este o persoană neapărat care să abordeze, pentru că energia eremitului și cu patru de pentagrame și mai ales cunoscând câteva fecioare și de sex feminin și de sex masculin, pot să vă zic că nu neapărat doresc ei să facă primul pas, se afișează, se postează acolo, se aranjează, dar nu fac primul pas, așteaptă ca celălalt să facă primul pas și dacă stai după o fecioară, poți să stai mult și bine, că stai degeaba, așa. Bun, în partea carierei, ce se întâmplă? Partea carierei, persoana încă o dată, este un pic mulțumită. Partea de confort la locul de muncă, în partea de ore, partea de cum să-și organizeze munca, asta este destul de flexibilă sau destul de ok pentru această persoană. De exemplu, dacă această persoană este mai nocturnă, această persoană, de exemplu, lucrează noaptea sau are firmă proprie și își organizează propriile ore de muncă, lucruri de natura asta, dar nu văd o carte puternic axată pe financiar. Văd că poziția în care se află acum, din punct de vedere al carierei, este foarte confortabilă, este foarte comodă, este foarte ok. Această persoană poate să-și vadă în primul rând de hobby-uri, distracție și abia apoi de muncă. Nu se întâmplă nimic dacă această persoană întârzie, nu crapă nimeni, nu dă nimeni pe această persoană afară. Din contră, această persoană are mai mult timp pentru a-și explora propriile pasiuni și pentru a trăi din plin viața. Bun, iar pe aspectul familiei, ce se întâmplă? Pe aspectul familiei, dacă această persoană este căsătorită, se ocupă de copil, dacă are copil. Dacă nu există un copil al său, atunci există un copil fie în cercul de prieteni extrem de apropiați, fie în familia relativ apropiată, care are nevoie de atenția acestei persoane. Este ca și cum această persoană vrea să sprijine o mamă. Poate să-i fie soră, poate să-i fie verișoară, poate să fie ceva de această natură, dar este o mamă cu un copil mic. Și vreau să atrag atenția asupra încă unui lucru. Avem împărăteasa, dar noi nu avem niciun împărat. Este ca și cum, dacă această persoană este căsătorită și este bărbat, toate sarcinile referitoare la casă pică în slujba femeii. Dacă această persoană este o femeie și întrebați cum este legat de casa acestei persoane, ea se ocupă de tot și mai are grijă și de copiii altcuiva aici. Bun. Ce altceva trebuie să știți legat de viața acestei persoane? Văd
că lucrurile nu sunt stagnante, dar sunt consecvente, ceea ce înseamnă că această persoană o duce destul de bine, în general, pe toate planurile. Bine, acum, unde se sabotează singură, de exemplu, iubire, asta e cu tot o altă discuție, dar în ceea ce ține de circumstanțele externe, de mediul său în care este, este un mediu destul de stabil, este un mediu destul de sigur, nu este ca și cum mâine persoana asta pățește ceva, dar totodată această persoană are nevoie de acea pasiune, de acea iubire, de acea siguranță din partea unei persoane iubite, nu doar din partea familiei, nu doar din partea locului de muncă. Și legat de asta, persoana voastră are niște realizări puternice. De asta aici persoana din senin se gândește să vă trimită un mesaj cu pajul de bâte. Acest mesaj poate să fie într-o manieră super creativă. De exemplu, un videoclip editat, nu știu ce aș putea să mai zic, o melodie, lucruri de natura asta, o dedicație, orice lucru de tipul ăsta, persoana voastră este dispusă să vă facă destul de curând în momentul în care vă va contacta. Dar trebuie să știți că în momentul în care vă va contacta această persoană, dacă este într-o căsnicie, trebuie să-i spuneți foarte clar că vreți să renunțe la respectivă căsnicie. Dacă este o persoană singură, atunci voi trebuie să fiți cei care în continuare vă asigurați de delimitările clare ale relației. Ce se face, ce nu se face, în ce stadiu sunteți, toate lucrurile astea, pentru că este ca și cum această persoană vrea să se bucure de prezența voastră din nou în viața sa, dar este ca și cum se teme uneori că voi dețineți prea mult controlul. Ideea este ca voi să-i puneți cele două opțiuni, să vadă această persoană că tot ea decide, iar în punctul în care persoana voastră înțelege că voi ce faceți este că o lăsați pe ea să decidă, voi îi arătați doar opțiunile și voi vă mișcați oarecum în funcție de asta, chiar dacă voi arătați doar două opțiuni posibile, atunci această persoană se simte un pic mai liberă, se simte mai lejeră, nu se simte cumva forțată să se ducă într-o anumită direcție. Știe că poate să aleagă cu totul altceva, știe că poate să încheie această conexiune, dar știe că tot ei nu-i va conveni, tot acestei persoane nu-i va conveni. Așa că eu aș putea să zic că puteți să aveți puțină încredere în această persoană, mai ales magicianul ne arată faptul că aici este o situație manifestată, o situație în care puteți avea încredere, doar folosiți vizualizările un pic mai mult. Cu regele de bâte, e bine ca voi să profitați de această pasiune și energie sexuală ce se află între voi și să profitați la maxim de aceasta cât se poate. Iar cu justiția, chiar lângă Marea Preoteasă, dacă aveți niște dubii, dacă s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat ceva și intuiția voastră vă spune un anumit lucru, ascultați-vă intuiția, pentru că intuiția vă spune adevărul în această situație și voi sunteți conștienți de asta, dar pe de-o parte este ca și cum știu că e așa, dar nu vreau să cred sau pur și simplu vreau o confirmare. Ei bine, aveți încredere că aici Marea Preoteasă ne arată că intuițiile voastre sunt aproape întotdeauna corecte, dacă nu chiar întotdeauna. Iar cu îndrăgostiții, trebuie să fiți conștienți că această persoană ține la voi în mod egal. Cu 9 de spade, atenție că anxietatea voastră are tendința de foarte multe ori de a crea dezechilibre la nivel energetic, dar este în puterea voastră să vă reasigurați că lucrurile sunt stabile. Este bine să folosiți afirmații de tipul eu merit iubire, eu am iubire în jurul meu, primesc întotdeauna iubire. Și cam atât am avut de spus pentru voi. Deci această persoană va veni cu un pas și acest pas va fi cumva destul de creativ. Bun, cam atât am avut de spus pentru voi. Dacă aveți nevoie de o etalare personală, găsiți toate detaliile în descriere. La revedere!